Președintele Iohannis a reușit mai mult decât și-a propus atunci când s-a vaccinat public. Condiția fizică de invidiat a președintelui a devenit pe loc subiect de interes, dar și de glume în spațiul online. Bicep și președintelui au fost sursa de inspirație pentru mai multe postări haioase pe internet. Președintele a făcut furor la spitalul militar. Nu doar pentru că a fost primul român vaccinat în etapa a doua, ci și prin condiția sa fizică de invidiat. Deși are peste 60 de ani, Iohannis se menține în formă și a fost comparat chiar cu celebrul Arnold Schwarzenegger. Polițistul Marian Godina a fost printre primii care l-au lăudat pe Iohannis. Ca unul care se pricepe cât de cât la asta, pot spune sigur că la Cotroceni au sală de forță și cineva o și folosește a scris Godina și alți internauți l-au lăudat pe Iohannis. Din profesor de fizică a devenit profesor de educație fizică. Ne arată cum se conduce o țară, cu braț de fier. Eu cred că face reclamă la injecții cu steroizi. Ce bine se ține Arnold Schwarzenegger, au spus oamenii. O altă fotografie îl arată pe Mihai Eminescu în locul președintelui în timp ce se vaccina. Iar internauții i-au compus și o poezie. Cobori în jos luceafăr blând și fite rog pe fază privește-i brandul încordat. dem se vaccinează. Și pe bagnota de 500 de lei a ajuns șeful statului. Internauții au lăsat și aici comentarii care mai de care mai picante. Gurile rele spun că Iohannis s-a vaccinat anti-PSD. De la lupta cu psd i se trage. Ăla nu e vaccin, ci steroizi, au spus alții. Iohannis a fost comparat nu doar cu Arnold, ci și cu Van Damme. this is ground control. You Astfel, într-un trucaj foto, președintele face șpagatul între două scaune, ipostază făcută celebră de actor.